Snack Goldenmeier prezintă. 1, 2, 1, 2. Te începe fizeraca dimineața pentru oi. 1, 2, 1, 2. Te începe fizeraca dimineața pentru ei. Mai ceva ca la armată, la patru închișoare. Mai pe urmă după treabă și ceaiul și mâncarea. Cu ochii burbucați, falat repede pe față. Oile sunt mult până începe dimineața. Pe urmă vine lumea ca să iei laptele. Le aduce și dejunul, de băut tineri și așe. Care cu bacul, care cu borcanul, care cu canistră, care cu oală. Laptele s-au împărțut încă de la cupuială. La șase spi câmpuri care-s după trei rar. De greu de orz, de păpușoi sau de răsărită. De scăpat o lucernă, vezi că poate s-o umflat. Și obenii știu numai cu cuțâtul cum de reanimat. Când soarele e sus, oile la umbră stau culcate. Scoate și șobanul o mahorcă pe jumate. Aproape de amează, vin la stână, iar la munți. Dacă-i varg, dacă-i frig, de două ori de ajuns. Pășunile prejur, toate salut. Auzi în deal, doi na de doi. Aici stai eu, stăpânul stânilor. Pădurile prejur, toate salut. Auzi în deal, doi na de doi. Aici stai eu, stăpânul stânilor. Un câr dare 200 de oi sau chiar mai mult. Vreo patru câini câini și încă unul câini lup. Șobanul chiar iubește cârdu ca pe asa viață. Numai el cunoaște toate oile la față. Pe dânsul aproape întotdeauna îl dor mâinile. Este prețul să și bospitate stânile. După masă iar se paște, dar mai mult pe la pădure. Unde nu străbate soarele, pășunile îs ude. După munțul și el de sare, în bordeie masa mare. Și vreun copil de-a lor care a făcut-o pe strungariu. Iarna oile le iau acasă oameni. Până în primăvară când stochez troienile. Stăpânii stânilor plini de puteri ca lei. Pila Sfântul Gheorghe când se aleg și mei. Și dacă auzi vreo doină fluierând în noapte, cântă vreun șoban ca în poveștile uitate.